Bună ziua, bun găsit la DocPlay. Eu sunt Elena Oceanu și astăzi o să discutăm despre un fenomen din ce în ce mai întâlnit sau din ce în ce mai mediatizat. Este vorba despre bullying, mai ales că au apărut de fapt în ultimul timp mai multe cazuri de acest gen în care adolescenții au fost agresați de colegi de ai lor sau de prieteni. Și alături de mine, așa cum v-am obișnuit, se află Beatrice Năchescu, psiholog și fondator Viața la Prezent, și Virgil Munteanu, director editura Evenimentul și Capital. Bravo. Bine ați venit din nou! Bine te-am regăsit, Elena, mulțumim pentru invitație și, ca de fiecare dată, sperăm să dăm informații de valoare celor care se uită la noi. Asta e pentru și că, ideea. Într-adevăr, este un fenomen destul de întâlnit, bullying-ul, la el ne referim, și iată că începe școala și ca atare se va manifesta mai frecvent, exact, decât până acum. Bănuiesc că ați văzut, de fapt cu toții cred că am văzut imaginile acelea în care adolescenta din Târgu Jiu este bătută, lovită, scuipată de alte fete de vârsta ei. Da, și azi am mai ieșit al doilea caz cu niște băieți tot din Târgu Jiu, care, din păcate, au avut acest conflict. Dar, da, este trist să vedem. Se întâmplă de foarte mult timp, din păcate și când eram noi prin școală, dar poate... Sau nu. Nu știu, ori nu era atât de mediatizat, ori nu era pentru atât de... Pentru că nu aveam telefoane mult, să filmăm. Știi, sau nu se întâmpla lucrul ăsta atât de des și aflam de astfel de cazuri. Dar, bine, eu ce vreau să spun, termenul ăsta de bullying, de fapt, a apărut ceva mai nou. Este într-adevăr. De fapt, ce înseamnă? Că până la urmă se întâmpla, ok, și trebuie să recunoaștem că și noi, când eram în școala generală sau liceu, mai era unul care era mai șmecherul liceului și venea să ia de fete sau de băieți, mai veneau alții din alte cartiere și intrau sau din cartier și își permiteau să intre în liceu sau în școală. Dar, de fapt, de ce se spune bullying acum și nu e o agresiune fizică, să spunem, asupra unui copil? Sau... Păi, diferența este următoarea. În primul rând, hai să vedem ce înseamnă bullying-ul și o să fac referire la exemplul pe care l-ai dat tu mai devreme. Da, noi toți am văzut în școli, da, și pe vremea noastră întâlneam astfel de cazuri, și trebuie să recunoaștem că a existat dintotdeauna acest fenomen. Doar că diferența dintre o bătaie și un bullying este următorul, în sensul că bătaia de obicei se iscă neașteptat. Atunci când există premeditare, ce înseamnă bullying? Asta spuneam, este un comportament agresiv făcut cu intenție, care poate fi directă sau indirectă, da? Și care este repetat de mai multe ori. Iată, vorbim de bătaie dacă se întâmplă izolat, dar vorbim de bullying dacă se repetă acest tip de comportament și cel mai important este că este în fața mai multor persoane. Trebuie să fie niște martori. Adică, de fapt, cumva, dacă e o mică găjculiță de băieți care se cred ei mai șmecheri sau de fete, că văd mai nou că sunt și fetele, cu un așa zis lider între ei, care e super apreciat în sensul negativ, dar în fine, el e apreciat de colegi și se iau de, nu știu, doi sau trei din liceu, din școală, din clasă, în fine, permanent și încearcă să demonstreze că ei sunt mai grozavi. Exact asta se întâmplă, încearcă să demonstreze ceva, de fapt vrea să obțină ceva. În cazul ăsta poate să obțină popularitate, poate să obțină bunuri materiale atunci când vorbim de un anumit tip de bullying. Practic, întotdeauna când există... Deja furt, adică deja e întregi în altă parte. Da și nu. Pentru că, într-adevăr, bullying-ul poate fi cu deposedare. Unul din formele de bullying este deposedare și în sensul... Și s-a întâmplat și în cazul adolescentelor din Târgu Jiu, că am înțeles că după ce au bătut-o pe fata respectivă, i-au luat și cămașa. Adică... Sau, pur și simplu, dacă îți mai amintești, pur și simplu există situația în care dăm bani. Adică nu-l depozitează direct de bani, da? Dar pune atâta presiune pe coleg, pe copilul respectiv, încât pur și simplu, din frică, din intimidare sau din alte motive, din rușine, pur și simplu
Este nume, îi dă bani. Sau, putem vorbi de taxa de protecție. Exact. Da. Putem vorbi de taxa de protecție. Am grijă de tine, dacă îmi dai o sumă de bani contra unei sume de bani, ca să nu te mai bată altcineva din grupul meu sau din alte grupuri. Lucrurile asta ne spunea un coleg, Manu, că atunci când era el la școală, avea grijă să le facă temele unor colegi de ai lui mai mari ca să îl protejeze de astfel de agresori. Nu, eu n-am avut astfel de protecție, de-aia nu știu de asta cu taxă de protecție sau cu dăm bani, nu a fost. Era într-adevăr, ce am sesizat eu, erau într-adevăr unii care erau așa zis și comedianți ai clasei sau ai liceului în cine și încercau să, și făceau glume pe seama unuia sau altuia, ceea ce într-adevăr uneori săreau calul, adică una e să faci o glumă bună și una e să o tot duci la infinit și prost făcute de multe ori. Aici am avut și eu la un moment un conflict cu unul, că i-am luat pe apărarea unui coleg care la un moment s-a părut că deja sare calul. Și da, chestia asta în care unul vrea să se arate el că e, așa zis, sub bătăuș al liceului și, în fine, în general nu prea m-am lovit de aspectul ăsta. Și care... Adică ai fost bătăuș tu sau? Nu, am fost bătăuș, nu, dar cred că acum pe altă parte era o școală generală care era suficient de bine protejată sau... Nu-mi dau seama, dar n-am avut astfel de, sau nu mai țin minte să fie avut astfel de conflicte, în afară de ce ai spus tu spontane, că în fine treceai pe fața geamurilor și scădea o pungă cu apă în cap și te duceai după aceea să-l alegi pe la scările școlii ca să îl bați. Se pare era o chestie de copii care se întâmpla, ok. Eu țin minte de cazuri de astea, dar nu neapărat cu bătaie, ci mai degrabă cu jigniri. Cu cuvinte. Păi, așa cum spuneam, există mai multe tipuri de bullying, da? Poate să fie agresiune și asta tot bullying se numește, exact. Chiar dacă nu implică bătaie. Absolut, pentru că vezi tu, până la urmă ce se întâmplă? Agresiunea fizică, ea trece, da? O vânătaie trece și așa mai departe, dar jignirile, cuvintele spuse, umilința, da? Pe care o suportă acel copil în prezența celorlalți, da? Lasă răni foarte adânci în spate, iar până la urmă de asta trebuie să discutăm cu copiii noștri, să discutăm cu adulții care sunt responsabili, ce consecințe sunt în spatele acestui fenomen de bullying, pentru că cu adevărat consecințe sunt și de o parte, de partea agresorului și de partea victimei. Pentru că avem, cum spuneam, avem un agresor sau mai mulți, avem o victimă sau mai mulți, da? Și, bineînțeles, avem acei martori. Martori de care chiar tu spuneai atunci când am intervenit să iau apărarea unui coleg asupra căruia s-a făcut o glumă nepotrivită, eu am acționat și am luat măsuri în privința asta. Tu ai fost, de fapt, martor. Iar martorii au și posibilitatea, da, să reacționeze. Și sunt și aici trei categorii de martori. Exact. Încurajând agresorul, exact. Cum s-a întâmplat în cazul și fetelor din Târgu Jiu. Exact. Băiatul respectiv filma și se amuza. Adică... Și acest amuzament, de fapt, ce au făcut? Ne-au făcut decât să întărească acest comportament agresiv al fetelor. Pentru că spuneam că martorii pot avea trei tipuri de comportament, în sensul că atunci când vor să ia apărarea victimei, o pot face, da? La un moment dat pot să fie în starea pasivă în care nu fac nimic, dar de ce? Pentru că în spate există o altă teamă în care ar putea să spună, dacă eu spun ceva aș putea să devin eu victima, o să mi-o încasez eu, da? Sau există cazul în care sunt de partea agresorului că mă ajută și mă protejează, da? Sau, din potrivă, sunt acei martori de timp complice, cum spuneai tu, cu tânărul care se amuza și care, de fapt, prin acest amuzament nu făcea decât, da, să alimenteze conflictul. Exact, că se credea șmecher și cine sunt eu și ia uite ce pot eu și așa mai departe. Totuși, mă întreb ce îi determină pe copii, pe adolescenți să ajungă atât de agresiv, pentru că am văzut imaginile respective cu adolescenta bătută din Târgu Jiu și m-au șocat. Ăsta e cuvântul. Poate din filme, ceea ce poate fi și asta o explicație. Adică... Nu știu, eu este cred că mai degrabă e un comportament pe care l-au văzut undeva și mi se pare că noi, ca societate, suntem foarte agresivi, pentru că mă uitam la comentariile pe care le făceau foarte multe persoane la știrea respectivă cu agresiunea și majoritatea spuneau ceva de genul așa merită și ele, ar trebui și ele bătute, ar trebui pedepsite, oricum îndemnau oricum la violență și
asta nu e în regulă, adică mă gândesc că tinerele care au făcut lucrul ăsta, care au devenit atât de violente, au devenit așa pentru că au fost educate de adulți care au același comportament, adică evident. Pentru că cei care comentau erau adulți, nu erau adolescenți. Și... Da, bine, poate nu știm să ne exprimăm, dar într-adevăr aici ai punctat bine. E o problemă de educație acolo, e clar. La vârsta aia nu poți să spui că ai un foarte mare discernământ încât să știi ceea ce faci, dar de undeva provine. Și asta nu poți să te gândești decât că din, să spunem, mediul familiar care are o problemă, dar probabil că... De fapt, acolo Beatriz ne poate explica mai bine de ce se întâmplă asta. Noi, gândiți-vă că până la urmă copiii sunt oglinda părinților. Dacă v-ați uitat cu atenție la acel filmuleț, da, pur și simplu fetele alea oarecum sunt disociate de emoții, de emoțiile lor, pentru că într-adevăr este șocant. Agresiunea este destul de dură, da, s-a ajuns dar la un nivel de... Dar ele râdeau și se amuzau. Îți dai seama... la ce nivel de agresiune au fost ele prezente, dacă nu cumva au fost asupra lor, astfel încât să ajungi la acea disociere în care să te amuzi de o astfel de situație? Așa cum spuneam, pe de o parte este o problemă de educație și foarte adevărat, noi ca societate avem nevoie de un motoraj prin care... Avem nevoie de un motoraj prin care efectiv să înțelegem că copiii noștri își pot face viața mai frumoasă dacă le oferim o perspectivă, da, și o educație corespunzătoare, iar pe de altă parte trebuie să înțelegem următorul lucru. Agresorul a devenit agresor ca urmare a faptului că a ieșit din starea de victimă. Dar uite, Beatrice, că tocmai dădeam imagine. Marea problemă este că fata... bătută nu reacționează. Deci în mod normal, nu știu, din punctul meu, un comportament normal când vezi că omul ok, te lasă în pace, nu reacționează, nu, dar ar fi să te oprești. Ele au continuat să o lovească, deși ea nu mai făcea nimic. Adică una e, într-adevăr, să reacționezi și să mă apuc să mă bag cu tine și ok, acum până la urmă care e mai tare, dar ea practic nu mai făcea nimic. Și înțelegi, și în filmulețul de azi cu băieții trist. Că a zis că n-au fost, era aceeași situație. Băiatul respectiv chiar își cerea, adică îi spunea cereți iertare și ăla i-a cerut iertare. Și totuși au continuat. Adică asta iar e... Vorbim de o emoție. Îți mai aduci aminte când am avut tema emoțiilor? Intri în vria aia, da? Intri în furie, da? Dădeam metafora apei. În momentul ăla fetele erau conduse de emoție, de furie. Da? Dar și de ură. Dar reacționează așa, mie dacă omul vine și îmi spune ok, am greșit, scuză-mă, eu nu simt nevoia să continui să mă duc. În momentul ăla m-a dezarmat, adică în momentul în care îmi spui da, sunt conștient, cer scuze și nu reacționează, atunci practic eu nu mai am ce să spun, adică doar hai să vedem cum o rezolvăm. Acesta este... Nu continui să-l omor, adică... Este foarte adevărat, dar acesta este tipul de gândire a unui om care nu a trecut printr-o traumă. Da? De asta povestim. De asta povesteam mai devreme. Copilele astea au devenit agresive, tocmai ca urmare că ele au fost victime la rândul lor și au ieșit din starea de victimă prin agresivitate. Toate el așa au învățat. Așa, adică tu mergi pe ideea că toți avem acest comportament. Studiile arată, ca să nu spun că eu sunt de părere, da? Studiile trebuie arată. Trebuie să citești și sursa și pe câte cazuri, da? Da, și sunt studii internaționale, nu la noi în țară, pentru că la noi în țară fenomenul nu a fost atât de studiat, dar în afară este un fenomen studiat de foarte mult timp și ca atare sunt și concluzii psihologice. Iar concluzia este aceasta. Agresorul devine agresor în momentul în care iese din starea de victimă, când și-a lovit agresorul la rândul lui și a putut, da, să iasă din această stare. A învățat pur și simplu. A fost o chestie de aia. Wow! Pot să fac ceva, pot să mă apăr. Și cum? Doar prin agresivitate. El nu știe o altă perspectivă. Și devine agresiv și cu persoanele și care nu îi fac niciun rău? Absolut, pentru că este o stare de a fi. Eu nu mai știu să fiu altfel, da, după multă bătaie, da? Sau după multe lucruri pe care le-am văzut. E foarte posibil ca aceste fete să fi fost martore, da? Sau unele dintre ele să fi fost martori la bătaia părinților, în care da, părinții se băteau sau mama primea bătaie sau tatăl primea bătaie. Da, există și această posibilitate și ele nu au putut să facă nimic. Un copil este pur și simplu șocat, este mărmurit. N-au putut să, că nu puteau să intervină. N-au, chiar dacă are disproporția de forță este foarte mare și atunci
Asta am înțeles, că dacă ele stau cu mințele acolo... Am înțeles că ori sunt agresor, ori sunt victimă. Păi exact, da, da, asta este. De la ce spunea Elena atunci când, mai devreme, atunci noi cum ar trebui să reacționăm față de acești copii? Hai să le spunem în continuare copii că, sau adolescenți, în fine, că se duc în zona aia. Dar că până la urmă, ok, reacția ar fi să te apuci, să te duci, să-l iei la bătaie și să-i explici că nu așa se face și să-i arăți cum ce înseamnă să fie bătut. Dar înțeleg că de la tine, că probabil că de fapt până la urmă nu asta ar fi soluția sau nici neapărat o pedapsă 100% asta prevăzută codul penal. Codul penal are pedepsele ei bine stabilite și sunt luate în funcție, și bine ar fi să se și aplice așa cum ar trebui să se aplice, pentru că sunt luate în funcție de criteriile de discernământ. După cum știți, copilul până la 14 ani nu, dar nu răspunde penal. Între 14 și 16 sau după 16 ani, da, exact. 14 ani și într-adevăr a fost reținută. Da, pentru că începe să aibă 24 de ore. Exact, începe să aibă discernământ și să răspundă într-adevăr într-o măsură mult mai mică conform cu vârsta respectivă, da? Se numește capacitate restrânsă, juridic vorbind. Totuși, ce facem cu... Am înțeles, pentru cei care au mai mult de 14 ani, există codul penal care își pune în aplicare... Da, să știi că codul penal își pune în aplicare și pentru cei care până la 14 ani, pentru că părinții vor fi direct responsabili față de acțiunile... Cineva va fi tras la răspundere în toată povestea asta. Da, vor fi părinții, dar părinții... Mă îndoiesc că părinții, după ce vor fi trași la răspundere, vor ști cum să-și educe copiii după ce s-ar putea atâta timp i-au lăsat să... Dacă societatea va ști să reacționeze corect, greșit. S-ar putea... Tocmai asta vreau să întreb. Care ar fi soluțiile pentru... În primul rând, asta trebuie să punctăm următorul aspect. Și pentru cei care sunt agresori, dar și pentru victime. Că mi se pare că există anumite tipologii de persoane care sunt așa... victime sau mai tot timpul sunt ținta unor agresiuni. Așa este. În primul rând trebuie să înțelegem că agresiunea și răspunsul la agresiune prin agresiune naște agresiune. Practic, dacă ne apucăm să părintele se duce și o să înceapă să bată acele fete sau și așa, da, există. Am văzut că s-a întâmplat. Da. A mai fost un caz recent de genul ăsta, în care părintele sau părinții s-au dus și au bătut un copil. Este un cerc vicios, pentru că și părinții, da, acelui copilului bătut, s-ar putea să reacționeze. Și dacă mai avem și niște prieteni care mai fac și diverse arte marțiale, uite, lucrurile se cam complică și pot escalada spre violență. Dar noi, ca societate, trebuie să luăm niște decizii ferme. Nu putem să lăsăm lucrurile așa. Adică copilele astea trebuie să înțeleagă ce au făcut. În primul rând, au nevoie de consiliere psihologică. Ce s-a întâmplat? Primul pas este de consiliere psihologică și mă bucur acum că tot suntem la această discuție, că iată totuși autoritățile au luat o decizie rapidă vis-a-vis de înființarea acelui departament în școli. Da? Hai să vedem ce au zis, dacă e, nu? Hai, Manule... O direcție pentru siguranța școlară, în cazul Poliției Române, și ministrul de interne a semnat deja ordine. Ok, e foarte bine venit această măsură. La inițiativa domnului ministru al afacerilor interne, Ion Marcel Vela, a fost elaborat și introdus în circuitul de aprobare instituțională un nou plan național de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și pentru prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ pe universitate. Ministrul Afacerilor Interne a luat decizia înființării unei structuri distincte în cadrul Poliției Române. Structura nouă înființată va îmbunătăți și consolida parteneria cu MAI, școală, autorități locale, în vederea dezvoltării unui proces educațional, anti-infracțional și anti-climat. Okay. Și crezi că, nu știu, asta o să ajute, o să înțeleagă cumva adolescenții că vor fi trași la răspundere, vor fi pedepsiți? Depinde foarte, foarte mult de comunicare. În cazul ăsta, dacă există o comunicare deschisă între copii și diriginte și directorul școlii... Deci e foarte importantă școala. Foarte importantă școala, că de acolo pleacă. Dacă doar rămâne cu titlul de informativ s-a înființat
și nu se iau măsurile necesare atunci când sunt într-adevăr în cadrul școlii astfel de situații, atunci s-ar putea ca să nu ajute foarte mult. Dar aceste parlament, de exemplu, o măsură foarte dură în acest caz, pentru că a fost destul de mediatizat. Crezi că, nu știu, ar opri cumva astfel de agresiuni? Ar fi o lecție? Sau pentru unii dintre adolescenți va fi o lecție. Depinde foarte tare cum va reacționa societatea acum. Pentru că dacă ei vor înțelege, copilul va răspunde penal. Și dacă va înțelege, asta înseamnă fermitate. Nu înseamnă agresiune, mă duc să o bat. Fermitate înseamnă ai greșit, hai să vedem care sunt consecințele și vei suporta consecințele. Pentru că aceste fete, când s-au apucat să o bată pe tânăra respectivă adolescentă, nici măcar nu le-a trecut prin minte vreodată că cineva ar putea să le tragă la răspundere. Chiar dacă știau că erau filmate. Chiar dacă știau că erau filmate, mai ales că cel care filma le încuraja prin atitudinea pe care o avea. Deci, practic, din punctul meu de vedere, nu știu cum s-a întâmplat de a ajuns în media acest filmul ăsta, nu tânărul cred că a trebuit, cred că părinții... Probabil că l-a postat undeva pe internet. Exact. Li s-a părut că nu e o chestie de laudă, nici de cum. Exact. Da? Și asta înseamnă, de fapt, o măsură fermă, da? Să înțeleagă consecințele, ce se poate întâmpla în cazul în care, și în momentul în care tânărul înțelege, eu pot într-adevăr să răspund, da? Sunt exclus. E clar că aceste fete vor fi excluse din anumite grupuri. Și e foarte greu să fie exclus. Excluderea este una din măsurile cele mai dure, da? Poate să fie exclusă și pe parte de școală, să spună ok, ești suspendată pentru, nu știu, 2 săptămâni și așa mai departe, poate un termen mai mare. Ce se mai poate întâmpla? Dar, iată, sunt acțiuni pe care ei trebuie să le conștientizeze. Consecințele astea trebuie să ajungă la aceste urechi. Deci, practic, Trebuie să existe o pedeapsă, pentru că la un moment dat, tatăl fetei care a fost reținută, cea de 14 ani, s-a oferit să stea el închis în locul fetei. Și, nu știu, asta nu știu dacă e chiar o lecție bună pentru adolescenta respectivă. Nu, pentru că dacă se va întâmpla așa ceva, cu părere de rău, trebuie să spun că adolescenta nu va înțelege foarte mult. Înțelegi? Ca părinte pot să le înțeleg. Dar, ca și specialist, eu sunt de părere că iar n-ar înțelege foarte mult. Așa cum, da, ea să stea acolo deci închisă peste noapte, alături de niște, stai puțin, da. Alături de niște necunoscuți. Și dacă media va ști să pună problema, accentul pe ce traumă trece ea acolo, mulți se vor gândi înainte să facă chestia asta. Pentru că nu e ușor să stai închisă într-o secție de poliție, da, alături de niște oameni care, da, o fi tu singură, dar noaptea aia, crede-mă că o să ții minte toată viața. Ei, și de aici iată că putem învăța tinerii, dintr-un astfel de exemplu, să aibă o atitudine corespunzătoare, să fie mai responsabil, de fapt. Ce vreau eu să zic acum, din ce ai spus tu, că mi se pare că, de fapt, structura asta nou creată, în mod normal, după ce urmăresc la tine, ar însemna să meargă foarte mult să facă educație mai întâi și să explice tinerilor despre ce e vorba. După aceea, sub o formă sau alta, ceea ce e o muncă care ține, într-adevăr, de zona de poliție, să înceapă să-și învețe locurile și să afle acei șmecherași, să spunem, din fiecare școală în parte sau zonă, cartier, cum le-am putea denumi, și ulterior să poată interveni rapid atunci când apare o astfel de situație. Foarte adevărat. Pentru că, până la urmă, din ce spui tu, ar fi o parte mai degrabă de educație și a arăta consecințele și a explica, pentru că tu ai zis puțin media. Media și are multe alte subiecte. O să este dăm, foarte dar adevărat. Dar și media poate duce, să spună, știi? Sau să facă pur și simplu interviu cu această tânără care a stat acolo. Adică, hai să mergem puțin pe ce se întâmplă după, da? Nu doar fenomenul în sine, ce se întâmplă după. Și atunci putem să ajutăm, că de fapt asta spuneam, nu vrem să pedepsim, da? Vrem să educăm. Noi ne putem lega pur și simplu de această circunstanță, da? La nivel național, pentru a ne educa tinerii. Și a înțelege că acesta nu este o modalitate firească, da, de relaționare cu colegii lor. Asta e o bună concluzie, pentru că va trebui să încheiem acum. Dar oricum o să mai discutăm probabil despre acest fenomen, mai ales că începe școala, dar și despre alte situații care ar putea fi întâlnite odată cu începerea școlii și cu pandemia, însă într-o altă ediție. Eu vă mulțumesc acum pentru prezență și pentru informații și o să ne revedem curând. Cu mare drag. Mulțumesc și eu pentru atenție și vă urez o zi frumoasă. La revedere!